Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial în Adobe Premiere. Astăzi o să vă arăt cum puteți să faceți efectul de zoom. Îl folosesc destul de mult în clipurile și vlogurile mele, de exemplu, imediat după intro care urmează. Și acum că am trecut la calculator, haideți să vă arăt efectul pe care o să-l facem astăzi. Acesta este efectul, nu este destul de complicat de făcut, o să vă arăt exact pașii pe care trebuie să-i faceți ca să îl faceți și apoi puteți să-l salvați voi ca un preset și să-l aplicați ulterior în clipurile voastre. Mai am aici și efectul de data trecută, v-am arătat în clipul anterior cum să faceți acest efect de glitch. În cazul în care nu l-ați văzut, o să aveți pe undeva pe sus link către el. Ok, haideți să ștergem noi toate astea de aici și o să duplic eu clipul acesta de la început. Ca să-l duplicați, țineți apăsat pe tasta Alt și fiind el selectat, trageți și apoi automat se duplică clipul. Ok, l-am adăugat aici și o să facem efectul nostru aici, chiar aici la mijloc. Pentru acest efect o să aveți nevoie de un adjustment layer și un efect de sunet. Acela de l-ați văzut mai devreme, acesta. O să vi-l las în descriere undeva, dar puteți să-l luați și să-l găsiți pe internet oriunde. Ca să creați un adjustment layer, o să mergeți la această iconiță de aici, dați click pe New Item și Adjustment Layer. Lăsați Default și dați click pe OK. Eu aveam deja creat unul, o să-l șterg pe acesta și îl trag pe acesta aici. În cazul de față, efectul meu o să aibă 5 frame-uri înainte și o să las undeva la 10 după. Ca să mergeți 5 frame-uri înapoi, țineți apăsat pe tasta Shift și apăsați săgeată stânga. Eu am exact 5 frame-uri și în dreapta o să-l fac de 10 frame-uri, deci până în acest loc. O să facem o tăietură chiar aici la jumătate și o să selectăm de aici Razor Tool și o să dăm click aici. În prima fază o să adăugăm un efect primului clip, de o să trebuiască să ne ocupăm de efectul de zoom înainte, iar pentru acest lucru o să mergem la efecte și aici o să căutăm transform. O să-l tragem peste adjustment layer al nostru, o să mergem la începutul clipului, iar aici nu trebuie să facem foarte multe modificări, o să mergeți în acest efect de aici și o să modificăm scale-ul, o să apăsați pe această iconiță de aici ca să creați un keyframe, o selectăm, dăm click dreapta pe ea, o facem continuous bezier și o să mergem la sfârșit. Din 100% creștem undeva la 300%, iar în momentul de față avem acest efect. Haideți să-l animăm puțin. Ca să faceți acest lucru, o să debifați această iconiță de aici, Use Composition Shutter Angle, și o să treceți aici 360. 360 este efectul de zoom cel mai puternic, dacă îl vreți puțin mai slăbuț, puteți să încercați 180. Iar acum este ceva de genul ăsta. Ok, și cam atât în ceea ce privește acest adjustment layer de la primul clip. În al doilea clip o să trebuiască să adăugăm mult mai multe. Primul o să fie offset, ok, următorul o să fie replicate. Iar în continuare o să trebuiască să adăugăm 4 efecte de mirror. Ok, acesta e 1, 2, 3, 4. Haideți și să le redenumim. Acesta de sus este dreapta și o să vedeți exact și despre ce este vorba și ce fac fiecare în parte. Acesta e stânga, acesta de aici este cel de jos și acesta este cel de sus. Acestea sunt efectele din al doilea adjustment layer pentru al doilea clip și haideți să începem să le modificăm. O să mergem la offset, o să trece 0 la toate. La replicate o să lăsați defaultul care este 2 și o să mergem la mirrorul din dreapta. Iar acesta o să-l modificăm și o să-l facem, dacă vedeți, în momentul de față pe ecran, o să trebuiască să veniți cu el peste până se unește, ceva de genul ăsta, 1439. Al doilea lucru îl lăsăm default, adică 540, în continuare o să mergem la cel din stânga, iar la cel din stânga o să trebuiască să mai scădem. În primul rând o să treceți aici unghiul 180. Iar apoi o să ajungem undeva de 480. Ok, este în regulă. La fel, al doilea lăsăm default, adică 540. O să mergem la cel de jos. La cel de jos unghiul îl modificăm în 90. Primul lăsăm default, 1920, iar la al doilea o să mai creștem puțin, undeva la 809.
iar acum o să mergem la cel de sus. Unghiul o să-l modificăm în minus 90, primul îl lăsăm default, adică 1920, iar al doilea mergem și de fapt îl mai scădem undeva în jur de 200 și va trebui să fie, 200... Ok, acesta este 270. Iar în momentul de față avem în primul adjustment layer efectul acesta de zoom, iar în al doilea nu se întâmplă nimic. Pentru că trebuie să duplicăm acest adjustment layer și să adăugăm și lui efectul de transform. Eu l-am duplicat ținând apăsat cu tasta Alt în sus, numai că au fost duplicate și efectele, așa că o să le ștergem de aici. Și o să-i adăugăm ca mai devreme la primul adjustment layer efectul de transform. O să mergeți la început, iar aici o să trebuiască să dați click pe acest scale de aici pentru a crea o animație, iar aici o să trecem noi, o să lăsăm 100, o să selectăm, dăm click dreapta, continuous bezier și o să mergem la final, iar aici la final o să trecem 200, ok? La fel ca în primul adjustment layer, o să mergeți jos de tot aici, debifați acesta Use Composition Shutter Angle. Shutter Angle-ul trecem tot 180 ca să fie la fel ca la primul, puteți să urcați la 360, iar acum o să avem ceva de genul ăsta. Puteți să mai umblați dacă vreți la velocitate, în cazul de față este 562, hai să mai creștem puțin undeva la 500, ia să vedem, ceva de genul ăsta ca să fie mai fluent. Iar apoi o să trebuiască să mergeți acolo unde ați downloadat fișierul acela de sunet și îl trageți în compoziția voastră. O să aliniem să fie undeva la mijloc, iar dacă o să dăm play acum, avem efectul nostru de smooth zoom. În cazul în care vreți să mai creșteți, de exemplu, intensitatea efectului, puteți să creșteți aici, de exemplu, la 360, haideți să randeți din nou și acum este ceva mai puternic efectul. Se poate și vedea aici. De exemplu, acesta e cu 360, iar dacă o să trec la 180, acesta este. Acel blur este mai intens. Acum, în cazul în care vreți să adăugați acest efect și în alt loc în clipul vostru, puteți să selectați aceste adjustment layer, dați Ctrl Q, de exemplu vreau să-l adaug aici, și având în vedere să nu fie selectat V1 sau unde aveți voi clipul vostru video, dacă aveți pe V2 să nu fie selectat acel track, o să dați Ctrl V, paste. Știm în momentul de față că ar trebui să fie exact aici la jumătate tranziția, o să le tragem, iar dacă vreți să duplicați și efectul, țineți apăsat pe tasta Alt și selectându-l, îl trageți unde vreți voi. Ceva de genul ăsta. Și acum avem două efecte, avem unul aici și mai avem încă unul aici. Nu prea așa are rost, dar ați înțeles ideea, puteți să-l mai refolosiți. Ei bine, cam atât în ceea ce privește acest tutorial, sper că v-a fost de folos. În cazul în care aveți întrebări sau sugestii, vă aștept mai jos în rubrica de comentarii. Tot acolo aveți butoanele de like, share, subscribe, iar până data viitoare, la următorul clip, tutorial, vlog, nu uita să zâmbești. Ceau, pa!